Da, singur Hristos face adevărata înnoire, adevărata transplantare a inimii, fiindcă o face nu cu o inimă străină, ci chiar cu inima proprie, cu aceeași inimă. Înnoirea oamenilor vine din afară, înnoirea oamenilor care vine din afară nu reușește niciodată. A lui Hristos însă vine dinăuntru, iar acolo numai El poate opera. Noi asta operație o propovăduim, aceasta reușește totdeauna, e singura adevărată, asta este nașterea din nou pe care o face numai Hristos în om. Cu pop de ce nu te împaci? Acum s-a îndreptat, nu mai este cum a fost. Cu acest om nu vreau să mai am nimic, am avut destul. Dacă s-a îndreptat cu adevărat, cu atât mai bine pentru el. Dar sunt mulți care se iau după el. Treaba lor, i-am sfătuit destul, cine n-ascultă de niciun sfat își merită soarta. Dar cu moldoveanul ce aveți? O problemă mai gingașă, de învățătură, de credință, de rătăcire fundamentală, de la însăși calea și învățătura evanghelică a oastei Domnului. Ce deosebire este între moldoveanul și pop? Mare în formă, nici una în fond. Pop este un val zgomotos de suprafață, moldoveanul este un vârtej ascuns mai de adâncime. Pop face o tulburare locală și trecătoare, moldoveanul face o dezbinare de adâncime și de durată. De ce luptați voi atât de mult pentru biserica asta, din care toate folosele le trag numai popii, iar dumneavoastră nu aveți din asta decât munca, suferințele și ponoasele? Vezi că niciunii dintre ei nu riscă nimic. Ei nu sunt nebuni. Ei toți sunt niște oameni deștepți și în ce privește interesul lor, își văd de scaunele și de mâinile lor albe și moi. Și tot dumneavoastră sunteți vinovați de tulburările sectare și de trecerile de la biserică. Numai dumneavoastră nu vedeți asta, numai dumneavoastră sunteți altfel. De ce nu vedeți, domnule, că voi trageți ponoasele și ei folosele? Da, numai noi, aveți dreptate. Din nou am întrerupt pentru masă. El s-a dus la mâncare, eu în fața domnului meu. După un timp, la ora hotărâtă, eram iarăși în fața anchetatorului meu și el acolo. Acum să ne apropiem de încheiere, zise el. Eu voi începe să-mi scriu concluziile, iar dumneata îmi vei răspunde doar când te voi întreba. La urmă vei citi ce am scris, iar dacă nu vei avea nimic de obiectat, vom termina. Dacă ceva nu-ți va părea clar sau drept, vei spune. Vrei și dumneata să termin mai repede, nu? Și mă privi scoditor să vadă ce simt eu la asta. Nu eu decid, ci dumneavoastră, am răspuns. Când vrei să pleci acasă? Am crezut că glumește, orică vrea să mă încerce cât de mult țin eu să plec cât mai repede acasă. Am răspuns foarte liniștit. Când vreți dumneavoastră? Astăzi, mâine, peste o lună, peste un an? Cum, îți este indiferent? Eu n-am venit aici cu gândul că voi mai întoarce vreodată acasă. Știu cum a fost până acum, când am mai fost arestat. Ha, 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 râse el, zgomotos. Dar dumneata, n-ai observat că s-a făcut acum o mare schimbare în țară? Am văzut afară, dar nu credeam că și înăuntru. Acum vei vedea că și înăuntru. Și a început să scrie. A scris poate un ceas, poate două. La urmă mi-a citit ce scrisese ca o declarație a mea. Tot ce discutasem împreună, tot timpul. Ce întrebase el și ce răspunsese eu. La urmă m-a întrebat, este adevărat? Da, i-am răspuns. Ai ceva de obiectat? Nu. Atunci semnează. Am semnat și i-am predat cele vreo 15 foi scrise. Acum va trebui să completăm asta cu declarațiile celor de prin țară pe la care ai fost. Dacă vor corespunde și ale lor cu ale dumitale, este bine. Dacă nu, vom mai vorbi împreună. Deocamdată ești liber. Vezi că totuși s-a schimbat ceva și înăuntru. Într-adevăr, s-a schimbat enorm de mult, am răspuns, dacă va dura. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vorbesc liber, așa cum am vorbit acum. Sunt peste 20 de ani de când am fost tot luat și purtat pe la dumneavoastră, dar până acum n-am putut vorbi în felul acesta. Când am încercat să spun adevărul,
mi s-a închis gura cu pumnul. Atunci mi-am împreunat mâinile ca să-mi fie legate după voie și am tăcut. 12 ani am făcut închisoare fără să fi fost condamnat de vreun tribunal sau vreo instanță judecătorească, fără să fi avut voie niciodată să mă apăr în fața nimănui. Acum da, acum văd că s-a făcut într-adevăr o mare schimbare, ca de la cer la pământ. Oricare va fi urmarea acestei anchete, eu doresc să vă exprim mulțumirea și stima mea pentru felul cum m-ați tratat. Mulțumim și noi, mi-a răspuns el, și mi-a întins prietenește mâna. Mi se părea că visez ceea ce auzeam și vedeam. La despărțire mi-a zis, după ce vom cerceta cărțile, caietele, scrierile, benzile și tot ce am aflat de la dumneata, dacă nu vom găsi nimic compromisător, te vom chema și poate vei scăpa mai ușor. Dacă nu, așa că hai să mai vii pe la noi. Din fața lui am mers iarăși în fața dulcelui, dragului și scumpului meu izbăvitor Iisus, din biserica de peste drum. I-am mulțumit cu lacrimi de recunoștință, îngenunchiat prelung la picioarele crucii lui. Ce minunat și ce puternic lucrase el pentru mine și de data aceasta, când ca din morți mă întorsese iarăși la viață și libertate. Deocamdată totul se încheiase fericit, dar amenințarea nu dispăruse. Orice ar urma, sunt fericit că de data asta voi suferi numai eu singur. Nimeni nu mai era implicat în procesul meu. Nici o clipă nu angajasem pe nimeni decât pe mine însumi. Totuși rămăsese dușmănoasă și amenințătoare atitudinea lor față de lucrarea oastei Domnului, familia noastră scumpă și frățească. Pentru schimbarea acestei atitudini va mai trebui muncit mult, luptat mult, alergat mult și poate suferit încă mult. Întors acasă, am găsit în o revistă un anunț că Patriarhul Țării își sărbătorește 70 de ani din viață și un îndemn mi-a venit dintr-o dată să folosesc acest prilej pentru a-i scrie despre tot ceea ce mi s-a mai pregătește iarăși. Bazat pe vechea prietenie dintre noi, întreruptă în 1958, i-am trimis astfel o scrisoare de felicitare și aducându-i aminte de luptele noastre pe care ni le știa, îl încunoștințam pe scurt despre noua amenințare care ni se pregătește. Peste câteva zile mi-a răspuns și mi-a cerut un memoriu confidențial privitor la necazurile noastre. I-am trimis acest memoriu de vreo 8 pagini în ziua de 20 martie 1971. Descriam pe scurt lupta istorică a oastei, scopul ei minunat și rostul ei mântuitor, atât în biserica noastră cât și în poporul nostru, atitudinea negativă și ostilă față de noi a bisericii cu toate acestea, cu toată credincioșia și sinceritatea noastră și măsurile mai restrictive care se luaseră în ultimul timp, atât din partea bisericii cât și din partea statului împotriva adunărilor noastre, amenzi mari, îndepărtări din servicii, eliminarea copiilor din școli și prigonirea din partea preoțimii, care în foarte multe părți ne pârau ei înșiși la autoritățile mai binevoitoare decât ei față de noi și ne dădeau pe mâna organelor de stat, deși nu contraveneam într-un nimic, nici împotriva legii, nici împotriva bisericii, nici împotriva statului. La urmă îl rugam să înainteze conducătorului statului nostru un exemplar din acest memoriu, intervenind pentru schimbarea favorabilă a atitudinii bisericii și statului față de noi. Îi trimisesem memoriul în 2 exemplare. Trecuseră aproape 6 luni de la anchetarea mea, iar de prin țară se strânseseră multe declarații în legătură cu cauza mea. Stările continuau a fi mereu încordate și prigonirea împotriva noastră nu se domolise deloc nici aici și nici după memoriul înaintat bisericii și statului. Într-o zi din august fusese anunțat să mă prezint din nou la Oradea pentru urmarea celor începute în februarie. Am trecut iarăși pe la picioarele crucii Mântuitorului meu și am ajuns în birou anchetatorului care mă aștepta. Nu mai era maiorul inteligent și corect cu care avusesem a face rândul trecut, ci un altul. Capitanul care părea ajutorul lui, un om dur și mai puțin inteligent.
Iar ai venit cu bagajul, zise el aspru, uitându-se supărat și bajocoritor la mine și la traista mea. La dumneavoastră așa ai bine să vină omul. Dar bine, n-ai înțeles că acum e altfel? Poate că este altfel, dar ușor poate să se și schimbe. Cred că nu deranjează pe nimeni că am venit cu sacul. Ți-am cercetat toate cărțile și manuscrisele pe care le ai aici la noi, zise el. Nu ți-am găsit în ele deocamdată nicio vină. Unele vei putea să le iai, iar altele, în cel mai bun caz, vor merge la foc. Ești de acord? Pot să nu fiu. De ce nu te ocupi dumneata de ceva serios? De ce nu-ți iei un serviciu și te ocupi de prostiile astea depășite?